Zooniverse Podcasts. Îl citesc mereu pe Hugo, care spunea că ura este iarna inimii, eu spun că ura este cancerul ființei. Aici, în cartea ta, scrii și despre obezitate. În momentul în care apare toxicitate, un număr de toxicitate prea mare în corp, atunci celula noastră e atât de inteligentă, ca să nu fie distrusă de acea toxicitate, depune țesut adipos. Care sunt energiile care au determinat depunerea țesutului adipos? Frustrarea, ostilitatea cuiva proiectată pe tine, ura cuiva. Dr. Nelson spune, pui intenția și elimini frica. O sticlă de apă pusă în timpul slujbei în biserică, ea capătă proprietățile iazmei. Cum de te-ai gândit să-l pictezi acolo pe părintele? Fiindcă bunica mea a fost la părintele Arsenie Boca și părintele Arsenie Boca a vindecat pe unchiul meu. Haideți să vorbim un pic despre acel zid din jurul inimii. Și asta pentru că am avut frici undeva, pentru că am fost agresați frica, un moment dat. Frica, tristețea mai ales blochează extrem de mult inima. Subconștientul eu îl consider că este echivalentul informației cosmice. Un program al durerii este înlocuit cu un program al binelui. Ceea ce simțim să și gândim. Discordanța dintre ceea ce spui și ceea ce simți înseamnă boală. Intervie Vista cu Florentina Fântânaru. Un podcast Zooniverse. Bun venit, sunteți la Intervie Vista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Astăzi despre medicina sufletului. Invitați de onoare, domnul profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan și Titiana Popa. Inedită alăturare, dar cu un scop precis, anume să fie de folos. Așa e, domnule profesor? Fără îndoială, orice dialog trebuie să aibă o finalitate fructuoasă, nu? Mă bucur că ați venit cu Titiana Popa, preoteasă, da? Pictoriță mai întâi de toate. De la 12 ani pictoriță, de icoane și de biserici. Biserici pictate și în Venezuela, da. Și în România, și în Venezuela, și în Statele Unite. Nu mai zic, acolo unde tu de altfel locuiești. Da, în California. Am pictat biserica din California, din Palm Springs și ultima biserică în Dallas, Sfânta Maria, Biserica Sfânta Maria. O biserică foarte mare, a fost un proiect de 7 ani. Wow, 7 ani? Da. Întreaga biserică tu ai pictat-o? Întreaga biserică, da. Domnul profesor, ați fost să vedeți? În biserică am mai fost, dar acolo nu. Însă mi-a trimis biserica pe care a pictat-o la Dallas și mi s-a părut extraordinar de luminoasă. Da, este adevărat. Mi-mi plac culorile luminoase, nu-mi plac lucrurile întunecate, care probabil bați pe doliu, pe negru. Da, da. Al doilea lucru, suntem în dialog pentru că am avut foarte multe experiențe la care am asistat și eu însumi și apropiații mei și am văzut rezultatele, că altfel n-aș fi aici. Parol? O să le spunem despre ce rezultate e vorba, dar spune-mi, Titiana, e adevărat că acolo, în acea biserică, Sfânta Maria, cu hramul Sfintei Marii, tu l-ai pictat pe părintele Arsenie Boca în mărime naturală? Este adevărat, da. A Cum fost ultimul pe gândit? Care l-am pictat acolo. De fapt, cred că pe Sfânta Tatiana a fost, că este chiar pusă lângă el Sfânta Tatiana. Este, bineînțeles, fără aură, dar în pronao se pot picta și părinți cuvioși. Cum de te-ai gândit să-l pictezi acolo pe părintele? Legătura mea a fost cu totul specială cu părintele Arsenie Boca din familie, fiindcă bunica mea a fost la părintele Arsenie Boca și părintele Arsenie Boca a vindecat pe unchiul meu. Cum așa? Avea o problemă cu ochii, nu suporta lumina, tot timpul trebuia să-i acopere ochii și îi lăcrimau foarte tare și bunica din Ardeal locuia la Șaroș, lângă Dumbrăveni, și a mers pe atunci, părintele Arsenie Boca era la Sâmbăta. Și pe timp de iarnă și-a luat de saga și s-a dus la Sâmbăta. Deci lucru petrecut în urmă cu 70 de ani. Și vorbind cu părintele, era la slujbă, după ce s-a terminat slujba, părintele iese din altar și a spus pe nume. Bunicii tale. Bunicii când mele. A văzut-o, așa, când a văzut-o. Oamenii care deci și bunica mea nu avea un nume comun. Pe bunica mea o chema Eufimia.
A ieșit din altar cu o sticluță de ulei foarte micuță și a strigat-o, Eufimie, vin aici să stau uleiul ăsta pentru copil. Știa și pentru ce venise. I-a dat o sticluță de ulei sfințit și spune, dai copilul la ochi cu uleiul ăsta. Și acum du-te afară că îți umblă cineva la desagă. A ieșit din biserică și la desagă aduse și a merinde pentru mănăstire. Da. Erau niște țigani care umblau la desagă. Extraordinar. Deci asta a fost... Eram micuți când mama ne povestea această întâmplare. Tu l-ai purtat și îl porți în sufletul tău pe părintele Arsenie. Și am fost la el la mormânt. Așa? Multe s-au întâmplat așa cu mine. Deci după prima vizită la mormânt, eu pictam catapeteazma de la Breaza, de la biserica din Breaza. Și când ne-am întors... Părintele de la Breaza, părintele Laurențiu, mi-a spus, știi, la Câmpina pictează domnul profesor Grigore Popescu. Eu l-am avut în comisia de pictură pe domnul Grigore Popescu. Și zic că mi-ar face mare plăcere să merg și eu să văd ce lucrează. Și părintele ne-a urcat în mașină și am mers la părintele la domnul profesor. Lucra, picta biserica de acolo frescă. Și erau deja, cred că 20 de ani de când eu avusesem examenul. Am intrat în biserică și când m-am prezentat, numele îi spunea ceva. Și zice, dar tu nu cumva ai făcut? Zic, da, sunt pictor de biserică, a spus la mine în comisia de pictură. Și zice, te rog să mai vii ca să mai stăm de vorbă. Am mai mers la câteva zile, dar în prima noastră întâlnire avea niște cărămizi pe care făcuse probele de frescă. Cum ați procedat cu ele? Mi-a explicat cum le ține și afară și înăuntru să vadă pigmentul, cum schimbă culoarea. Și l-am întrebat, pot să iau și eu una? Da. Când m-a văzut că am plecat eu cu cărămida de la dânsul, a fost așa fascinat, mă, ce cu omul ăsta de pleacă cu cărămida de la mine. La câteva zile m-am trezit cu dânsul, eu pictam la Breaza. A venit la Breaza și când a văzut că la peteasma era aproape gata, zice, măi, auzisem eu că ești bună, dar de data asta m-ai făcut mat. Catapeteasma de la Breaza este o lucrare foarte frumoasă. Și biserica e deschisă tot timpul. Este prima, de la intrarea dinspre București, cum se intră în Breaza, prima biserică la părintele Laurențiu. E o biserică nouă, foarte frumoasă și catapeteazma este pictată de mine. Dar chiar și cu catapeteazma aceea a fost așa o poveste, fiindcă eu, în urmă cu și mai mulți ani, pictasem, deci în urmă cu vreo 25 de ani, pictasem două icoane. Cineva din București mi-a comandat două icoane împărătești pentru Breaza. A venit, eu nu ajunsesem, dar acea persoană a venit, le-a luat, l-a dus la Breaza. Părintele de acolo, atunci fiind foarte tânăr, s-a rugat ca într-o zi să ajungă să construiască o biserică și eu, pictorița care a pictat acele două icoane, să-i pictez catapeteazma. Și Dumnezeu a făcut casă de... Eu eram deja în America și m-a găsit după ce a ridicat biserica și m-a invitat la Breaza să-mi arate ce a făcut și să mă roage să pictez catapeteazma. Sentimentul a fost extraordinar, fiindcă în momentul în care mi-a deschis pe masă proiectul sculpturii care urma să fie catapeteazmă. Eu i-aș fi pictat catapeteazma și gratis și dânsul ar fi dat oricând numai să eu pictez. Cam ăsta a fost sentimentul. Și pentru dânsul și pentru că mi-a spus mai târziu, zice, vă dăream oricând numai să-mi pictați această catapeteazmă. Fică atât de mult m-am rugat că să puteți să-mi pictați catapeteazmă. Ce frumos! Dar hai să revenim un pic la părintele Arsenie Boca. Că spuneam că tu îl porți în sufletul tău și în neamul tău, nu? Da. Vindecarea lui. Exact. Și, dar ai simțit tu că face minuni în viața ta, părintele Arsenie? Da. Cum? În momentul în care eram aproape finalizată cu pictura,
A venit o familie de români în biserică, cu un copil care avea probleme foarte mari cu vederea. Acolo, în Texas. Eram în Texas, în Dallas. Și era vineri seara, familia de români, în fiecare vineri, vin la biserică să se roage. Biserica are un cod, oricine poate să intre să se roage. Și veniseră să-și facă rugăciunea și pe copii știam de foarte mici, și de la una și ceva, și știam că băiețelul are probleme. Și eu, pictând la părintele Arsenie, parcă mă împingea cineva să întreb și să ajut acel copil. Deja citisem cartea Codul Emoțiilor de Bradley Nelson. Am venit cu ea aici pregătită să le și arătăm celor de acasă. Te rog. Citisem cartea și îmi tradusesem eu pe o hârtiuță toate emoțiile și începusem să experimentez. Am avut o altă prietenă pe care am experimentat. Cunoșteam testarea neuromusculară. Tehnica Emotion Code se bazează pe testarea neuromusculară sau kinesiologică. Și începusem să lucrez și uimirea era că cu fiecare emoție pe care o găseam, se confirma cealaltă persoană, se confirma că este, da, am trăit asta. Și vedeai și modificarea în corpul fizic, durerea care dispărea, remedierea nu întârzia să apară. Și în acea seară ce s-a întâmplat? În acea seară am rugat pe mamă dacă îmi dă voie să mă uit un pic și la copilul ei care avea probleme de ochi, fiindcă părintele parcă mă împingea să fac ceva pentru acel copil. Și mama a fost de acord. Am început să lucrez în momentul, după 2 săptămâni, când m-am întâlnit cu ei, mi-a spus copilul că știi, când mi-ai bătut, am bătut la tâmple pentru a debloca nervul optic. Cu intenția, deci prin bătaie, cu intenția să deblochez nervul optic. Ce știi, când mi-ai bătut, când mi-ai deblocat nervul optic, am simțit cum a venit sângele la ochi. Asta a fost expresia lui copil de 14 ani. Furnicăturile alea, a simțit furnicăturile la ochi. Acel copil purta minus 9 și plus 5. Nu vedea oricum cu ochelarii, stătea în prima bancă și de multe ori nu vedea la tablă. De altfel, tu scrii în carte că familia dormea cu lumina aprinsă. Da. Și temeri foarte multe, nu vedea foarte clar și tensiunea în corpul lui era tot timpul. După prima ședință, mama spune, nu știu ce i-ați făcut, dar băiatul meu e alt copil. S-a liniștit, nu numai ochii s-au liniștit, dar și el, da, ca fire, a devenit alt copil. Acest copil astăzi conduce, are carnet de șofer, de unde nu intra în discuție vreodată să poată să conducă, și în America este într-adevăr un lucru foarte greu să nu poți să conduci. Da. Și conduce, este student foarte bun. Și de acolo încoace, e istorie, domnule profesor, că și dumneavoastră v-ați întâlnit, știu că Titiana și-a dorit asta, să vă cunoască, da, să vă întâlnească și să vă arate, să vă demonstreze ce practică ea. Sistemul Body Code, da? Un sistem de echilibrare energetică a corpului, sistem care a fost cumva inventat de doctorul Bradley Nelson. L-ai cunoscut, Titiana? L-am cunoscut personal, domnul doctor, de mai multe ori. Am fost la seminar. A făcut cursuri și inclusiv, de a făcut și Titiana, dar și în România. Deci dacă discutăm despre povestea asta, da, în opinia mea, doamna Titiana e un fenomen. Pentru că dincolo, da, clar, sunt niște lucruri obiective. Acest test neuromuscular sau kineziologic era dinainte cunoscut și Hawkins, psihiatru, și alții l-au folosit. Deci, să luăm sistematic. Acest test este cel care îi relevă, îi developează terapeutului cauza pentru care are acuzele care se adresează dumnealui. Deci este un test obiectiv. El se adresează subconștientului. Ce spune Bradley? Dar nu numai. Este vorba despre emoțiile captive, emoțiile neepuizate. Ai o durere, o supărare și undeva această emoție, dacă nu este epuizată, prin chimia ei, acționează asupra receptorilor celulelor.
la nivel de receptori există, nu, substratul genetic și atunci proteinele care sunt fabricate de către celulă sunt alterate în raport sau în similitudinea emoției negative pe care o ai, emoții captive, emoții nerezolvate, cum le spune și Bridley și alții, și Nelson. E bine, ăsta este unul. Vine un pacient, îi spune, uite, am o durere, există un cod pe care îl avea pe de o parte construit și Nelson, dar cea mai mare parte și l-a construit Titiana. M-a întrebat și pe mine de o vorbe, nu mi-a rog niciun fel de met în sensul ăsta, ci este evident că este creația Dumnezei. E, după codul ăla deduce ce cauze sunt acolo, ce emoție a fost acolo nerezolvată și a rămas captivă, care poate fi orice organ, poate să fie frică, perinici, poate să fie mânie pe ficat, poate să fie bucurie, tristețe pe inimă și așa mai departe. Și pe urmă urmează toată această poveste a magnetului care balează toată zona coloanei vertebrale unde pleacă nervii la viscere. Deci oricare dintre... Orice magnet. Da, cum e ăsta. Magnet de frigider. Da, deși despre asta am citit în altă. Deci până aia sunt lucruri foarte obiective pe care doamna Titiana le-a preluat din cursurile și din studiile domniei sale personal. Ei, eu am văzut asta, mai văzut și înainte. Spuneam că Nelson a ținut cursuri și în România. Dar n-am văzut rezultatele așa. În primul rând, asta a fost întâlnirea noastră, a zis, aș vrea să vedeți ce fac eu. Așa. Am zis, mi se pare interesant, dar eu sunt un sceptic până nu văd eu cum eu sunt ca Toma Necrâncioșu, dacă n-am văzut, n-am crezut. Știu ce a zis Iisus, că era mai bine să crezi fără să vezi, dar ăsta sunt. Și odată am avut eu personal nevoie de lucrul ăsta, pentru că mă știusem la Sinaia, car cărți după mine, asta este povara mea intelectuală. Frumoasă povară. Și, da, și s-a recompensat, cred că, o discopatie. Așa. Și spun lui fiul meu, norocul că era în țară, dar și dacă nu era în țară, era același lucru. Da. Era pe vremea la Niculcea, sună pe doamna Titiana și spune că am niște dureri teribile. Nu puteam să stau locului. Drumul ăla venind și cărând greutate. Bun. Ei, atunci am văzut realmente efectul. Pur și simplu, această doi a dispărut. Pe urmă, am văzut ședințele cu oameni în sală care erau indiscutabili. Deci, ce cred eu că se întâmplă aici? În primul rând, ca să obții un efect la aceeași tehnică folosită de mai multă lume, dar numai unii să aibă efect, atunci atribui acest efect în plus energiei personale. Și eu m-am ocupat mult de medicină alternativă, de medicină orientală și am văzut că, într-adevăr, deși aceeași tehnică, aceeași metodă era aplicată de mulți dintre colegii cu care am făcut cursuri, nu toți aveau acel rezultat. Sigur, tehnica în sine este o chirurgie, o operație este fără îndoială o tehnică pe care o știi și nu o poți inventa. Dar efectele ulterioare sunt diferite de la om la om. Asta cred eu, pe de o parte, grație energiei pe care Dumnezeu o implică în acest gest, în acest act, ori m-am văzut că face lucrul ăsta foarte serios, adică repetă de atâtea ori până când obține un efect, ceea ce mi s-a părut un gest de mare paciență, mai răbdare. Și are răbdare până când obține efectul scontat. Acum, din punct de vedere teoretic, ce cred eu? Foarte multe lucruri care se întâmplă nouă, supărări, necazuri, obiceiuri bune, rele, da, se implică din zona corticală, de la nivelul conștiinței noastre, dacă sunt purtate mult în mintea noastră, se depozitează subconștient. Acolo încep să lucreze. Subconștientul eu îl consider că este echivalentul informației cosmice. Acolo cred eu că există, nu sunt eu primul, dar am această convingere că este o inteligență infinită, inteligența cosmică. Este ceea ce intervine și rezolvă problemele. Ei, acolo se formează programe. Programe, evident că toate lucrurile care le însușim negative nu sunt programe constructive, ci din potrivă programe care sunt dăunătoare corpului nostru. Prin tehnica pe care o folosește domnia sa, deprogramează subconștientul de formulele patogene, cele care generează boală, cu unul sanogenic, unul sănătos. Altă explicație n-am ca să vezi în același moment, în circa 20-30 de minute când lucrează Dumnezeu, să vezi toată că o durere dispare, decât că un program al durerii este înlocuit cu un program al binelui.
al normalității. Despre asta este vorba. Da, dumneavoastră, scrieți deci, în cartea, programează așa? Ca să programeze din nou din pe nou. O formulă... Dă un reset. Exact. Dar pe o formulă favorabilă sănătății bolnavului. În prefața cărții ghid, Vindecarea prin cuvânt pentru minte, corp și spirit, apărută la editura Școala Ardeleană, dumneavoastră scrieți că Titiana are o tehnică personală particulară, că într-un timp foarte scurt, de cel mai multe ori într-o singură ședință, poate debloca traume și efecte reziduale din subconștient. Exact. Poate toată lumea să facă asta, să devină terapeut, practician? Am și spus că aceeași tehnică în mâini diferite dă rezultate diferite. Dar ce are Titiana al ei? Că vorbeam despre credința ei, că vorbeam despre felul în care ea are inima deschisă. În primul rând, o bună credință. Seția este soție de preot și evident că l-ajută pe soț în biserică. Și din copilărie, tu ai început pictând crucile oamenilor care voiau să le picteze. Pentru cei care îl place și mai ales pentru cei care nu le place. În biserică, la o slujbă, se generează o energie pozitivă favorabilă sănătății. Argument. O sticlă de apă pusă în timpul slujbei în biserică, experiență care n-am făcut-o eu, sunt făcute și deja cunoscute, comunicate. Da. Ea capătă proprietățile aiazmei. Deci, eu regret că n-am timp să mă duc la biserică cât ar trebui, pentru că sunt teribil de ocupat. Dar în tinerețea mea m-am dus de foarte multe ori ca să mă convinc de lucrul ăsta. Deci, este indubitabil că asta este una din calități. Doi, tot ce funcționează în universul ăsta, dar mă refer în primul naviu, generează un câmp. Un câmp electromagnetic. Această energie. Deci dacă vreau să mă refer strict la știință, voi spune că acest câmp este electromagnetic, dar dacă vreau să merg la intuiție și la observațiile mele, am să spun că fiecare ființă posedă un câmp de energie totul specială, care este o energie a vieții. De unde deduc lucrul ăsta? Dacă introduce un bolnav într-o cușcă fără de ei, și știind că ăsta poate comunica în afară, de pildă, într-o telepatie. Am făcut studiile astea, ceea ce spun eu este experiență, nu doar citit. Deci dacă un om este care știe bine, care are capacitatea de a comunica telepatic la orice distanță, dumneavoastră vorbește pentru, cu pacienții din România la 7.000 de kilometri, deci distanță suficientă, da? Ca să ne spună ce înseamnă distanță. Ei bine, acel om nu mai poate recepta informație dacă el este într-o cușcă fără de adică într-o cușcă care barează informația. Lungimea de undă. Această energie electromagnetică nu mai pătrunde acolo. Ceea ce înseamnă, mie îmi spune asta, că energia vieții este cu totul alta. Altfel, cum spune Mircea Eliade în Iliotempore, în timpul de început, acel fiat lux, acea lumină din care toate s-au făcut, întregul univers, stele, oameni, galaxii, aceea eu spun că este o lumină specială. 2. Când am fost la Ierusalim, în anul 2000, anul jubileu al evenimentului lui Iisus. Am stat atunci într-un picior să văd lumina. Am intrat bine la ora 16 și am ieșit sâmbătă la ora 16, pentru că lumina de la Ierusalim apare totdeauna în pre-ziua Paștelui. Acea lumină, am văzut-o cum ieșea din mormânt cu o viteză teribilă. Faceți o experiență cu un chibrit. Veți vedea că toată lumina lui rămâne în spate. Pentru că zidul aerului abate flacăra. Ei, acea lumină s-a înfipt ca un glonț. În primul rând era albă. 2. Toată lumea și-o lua în mână și-o punea pe față. Cu efect vindecător spune. Nu ardea. Deci primele 2-3 minute aceea lumină nu arde, este albă, lumină cristică, și atunci am toate argumentele să spun că viața emană o energie care are epifenomen, energia secundară doar electromagnetică, dar primar este o energie aparte, o energie a vieții, a viului. Câmpul inimilor noastre, nu? Și e diferită de un om. Așa. Se întâmplă ca la Dumnezeu să fie acea cantitate necesară a vindecării. Și șansa dânsă. Dacă ar fi să vorbim acum de câmpul inimii, domnule profesor, nu? Care, da, asta, câmpul inimilor noastre în momentul ăsta, da? În momentul ăsta în care noi vorbim, se întrepătrunde, nu? Deci, noi suntem acum, cum am putea să spunem că suntem în câmpul inimilor noastre, da, nu? Da, bineînțeles. Păi mă uit la inimile, bineînțeles, celor de lângă mine și îmi dau seama de energia care se simte, plutește în aer. Acest institut al inimii, care se cheamă Institutul de Matematică a Inimii, creat în California în 1992,
tocmai scopul a fost acesta, să utilizeze potențialul imens al inimii, care considerau și bine gândeau, nu este suficient de folosit. Și pur și simplu, vreau să spun o exploatare utilă de acolo. Este ora de conștiință globală. Ce au făcut acești oameni? Au adunat mai multe minți care s-au gândit în același timp în diverse lucruri. De pildă, în 2 luni, iunie și iulie, în orașul Washington, a vrut să scadă incidența acțiunilor de ordin negativ, criminale, etc. Au reușit să o scadă imens de mult. Am vorbit cu Denion Brinkley, care era în comă. Postul de televiziune s-au conectat și au adunat aproape 1 milion de oameni. Pur și simplu a ieșit din comă. Într-un an, într-un război n-are importanță unde, urma un bombardament. Bombardamentele, permisiunea nu le dă decât vârfurile. S-a conectat din nou mai multe minți, era la ora 21, a scris același lucru și câteva minute înainte s-a anulat ordinul. Iată câte efecte ar înseamnă conștiința globală. Acum, ea nu există în școlile care le învățăm noi clasice. Da. Nu există noțiune. Ei s-au sezat foarte mulți de unde vin eu cu termenul de conștiință globală. De acolo de unde s-au făcut experiențe, domnilor. Dar dacă citiți, veți găsi și bine. Titiana, vreau să te întreb, cum simți tu că te ajută Dumnezeu în demersul tău, în vindecarea asta pe care, sau ameliorarea, să nu smintim lumea, cum ar spune unii, să nu-i smintim, da? În ameliorarea simptomelor, a durerii, cum simți că te ajută Dumnezeu? În primul rând, orice sesiune pentru mine începe și se finalizează cu rugăciunea Tatăl nostru. Și în momentul în care eu încep și spun rugăciunea, de foarte multe ori mi se întâmplă să încep deja să percep durerea celuilalt care este la celălalt capăt al Zoom-ului, fiindcă terapiile se desfășoară online. Da. Deci, mai ales de când cu pandemia, totul s-a mutat pe platforma online și... Dar nu este nicio diferență că ești lângă mine sau... ești pe partea cealaltă a planetei. A planetei, nu? Da. Testul acesta kinesiologic, ce înseamnă să înțeleagă cei care ne ascultă? Prin rugăciune mă conectez, să zicem, la energia ta. Așa. După care, fiind conectată, corpul la da este mult mai puternic, la nu se slăbește imediat. Deci dr. Nelson a structurat tabelul emoțiilor captive. L-am văzut, da. Și, da, tabelul meu este diferit. Așa. Nu reprezintă emoțiile captive, ci reprezintă stările noastre care ne afectează viața. Deci ceea ce noi trăim, ceea ce noi manifestăm. Da. Deci o stare de nervozitate poate să ducă la o deficiență de comunicare a unui organ sau deteriorarea lui. Da. Inclusiv am mai cea, mi-au sărit ochii. Adică de la termenul lui Nelson, ea și-a creat mai departe propriul deci, sistem. Asta era discuția. Da, da, deci da. Atitudinile și stările noastre, manifestările noastre care nu sunt în armonie cu divinul, acestea ne deteriorează corpul nostru. Fiindcă noi, în corpul nostru, suntem făcuți de Dumnezeu într-o matematică perfectă și într-o armonie perfectă cu divinul. Dar când noi venim și începem să fim cârcotași sau mândri sau să șantajăm sau să fim confuzi sau lingușitori, deci astea sunt stări... Egoiști. Mm-hmm. Astea sunt stări care ne afectează starea invidioși noastră de stare. Și ne îmbolnăvește. Și ne îmbolnăvește. Deci, e acea energie toxică a gândurilor. Critica. Deci, critica este toți avem energie, dar energie o ducem într-un teritoriu în care este cu influența negativă, nu pozitivă. Eu spun nocivă și sau favorabil și nocivă. De ce a zis energia, medicina sufletului? Sufletului, da. Păi, sufletul este o noțiune mai mult medievală. Noi nu folosim termenul ăsta. Dar prin suflet, eu personal înțeleg acel eveniment biologic și fiziologic care controlează întreaga noastră funcționalitate la nivel de subconștient. Eu numesc asta spirit, suflet. De unde deduc? Faptul că m-a ocupat și deci am scris această carte, Mintea de Dincolo, în care sunt discutate experiențele morții clinice. Deci acei oameni care au
stare aproape de moarte, dar nu definitivă. Moartea definitivă, moarte biologică. Moartea clinică este acea, să spunem în ghilimele, moarte din care omul își pierde cunoștința, dar percepe dintr-o dată o altă dimensiune, o dimensiune de lumină, în care el are o serie întreagă de informații legate strict de istoria lui. Cei care vor cu orice preț să nege existența unei alte dimensiuni, eu numesc dimensiune spirituală, din care venim și în care ne întoarcem, ei spun că asta este o halucinație. Nu este o halucinație, pentru că în acel moment creierul este deconectat, pur și simplu deconectat de nivelul conștiinței. Și atunci cel care trece în alte dimensiuni, spun eu, este spiritul suflet. Pentru că omul, aceste criterii sunt folosite și în transplantul de organe. Noi nu putem să luăm o inimă, să spunem, de la un om, să-l ucidem pe el ca să salvăm pe altul. Ar fi o aberație, absurd, am face o crimă. Și atunci avem nevoie de criterii care să ne spună când acel om nu mai are nicio șansă de viață ca să poți să-i recoltezi ficatul sau inima sau inichiul, că deja la ora actuală știți bine, se fac transplante de aceste organe și încă cu succes destul de bine cunoscut. Da. E bine, în acel moment eu spun că sufletul, ceea ce numim suflet, adică acea structură la nivel de subconștient care comandă funcționalitatea tuturor organelor noastre și spiritul cu mintea unde sunt depozitate toate informațiile noastre. Inițial am crezut că în lumea de dincolo, în dimensiunea de dincolo, noi nu vom păsta decât acele experiențe semnificative pentru ceva. Ca să constat, stând de vorbă cu oameni și consultând literatura, că oamenii aceia își aduc aminte, poartă cu ei în alte dimensiune, când creierul nu mai funcționează și avem criterii pentru asta, de lucruri extrem de insignifiante. Cu alte cuvinte, nimic din ceea ce trece prin mintea noastră nu se pierde, ci se transportă într-o altă dimensiune. Criteriile sunt acelea. E foarte important de spus asta. În momentul respectiv se fac reflexe de trunchi cerebral. Trunchiul cerebral este ultimul care moare într-o experiență, deci, pentru că el comandă circulația sângelui, pulsațiile inimii și respirația. Din acest motiv, acel neuron de la trunchiul cerebral, dacă toți ceilalți neuroni se schimbă de-a lungul vieții, aceștia nu. Pentru că apărea un interval între noi neuroni și neuronii care comandă circulația și respirația și în interval ne-am murit. Pentru că omul există mai de 3, maxim 4 minute fără, fără circulație și respirație. E bine, în experiența morții clinice, aceste lucruri pot să fie mult, mult prelungite și acei neuroni rămân fără să fie vreodată schimbați, tocmai pentru a controla în permanență viața. Am mai vrut să mai spun ceva. În momentul în care cele două turnuri înalte de la New York au fost bombardate, era o rețea de vreo 47 de computere răspândite pe un teritoriu larg. Ele au înregistrat în acel moment curba câmpului geomagnetic, adică forța, puterea câmpului geomagnetic. Pământul e și el un magnet. Și a luat aproape o aliură verticală. Institutul Inimii din California adună câteva milioane de oameni și îi roagă să se concentreze, să merite, să se gândească la lucruri bune, la generozitate, iertare, de bunătate, tot ceea ce este favorabil și ceea ce în toate codurile normale de legi este cuprins. Ei, surpriză. Curba câmpului geomagnetic este exact aproape pe vertical, dar opusă. Deci răul, bombardarea acelor moartea oamenilor, ce am văzut noi, dezastrul acolo, această activitate a câmpului geomagnetic este verticală, sus, cealaltă este opusă. Opusă. Asta înseamnă următorul lucru, că mintea acelor oameni și cei care au fost supuși bombardamentului și au murit, dar și cei care au meditat după aceea, conștiința noastră este cea care influențează câmpul geomagnetic. Deci în momentul în care eu gândesc frumos și bine, nu numai conștiința oamenilor este influențată în bine, ci și forța câmpului geomagnetic. Asta mi se pare formidabil. Extraordinar. Și se și spune, asta le-am auzit comentate și la David Wilcock și la Greg Braden. Deci se și spune că momentele în care s-au petrecut eventele lui Iisus, răstignea toate lucrurile astea, și atunci a fost o modificare a câmpului geomagnetic. Și că deci mintea, noi suntem, e clar, ne-am născut în universul ăsta, ne-am născut pe pământul ăsta și este exclus să nu poți fi să nu fii influențat de câmpul geomagnetic. Acestea sunt forțele în care noi trăim. Dar iată că știm asta de relativ cam în jurul anului 2000, din studii făcute de
laboratoare de la Madison, Wisconsin, atunci, de-abia atunci știm că cuvântul are o semnificație favorabilă sau nocivă pentru sănătate. În momentul în care noi vorbim, în care blestemăm, în care gândim urât la adresa altora, influențăm o serie întreagă de alte creiere care sunt conectate pe aceeași lungime de undă cu noi. În care în gândim frumos, la generalitate, la iubire, la dragoste, la tot ce vrei, atunci noi influențăm lumea conectându-le cu câmpuri care nu le știm, influențăm în mod favorabil, frumos și fericit. Și de aia spuneam, ce ar fi însemnat? Asta este lecția pe care Institutul în Matematică din California o spune. Este interesant, rugăciunea are același efect. Și avem explicația și cărți scrise, uite, acest Iber Alexander, care pentru mine este un indubitabil, un criteriu care nu poate să fie exclus. El era neurochirurg cu studii la Harvard, de chimie, un om de vârstă, intră în comă printr-o infecție cu Escherichia coli, care ea trăiește parazit în intestinul nostru, dar poate și să devină patogenă. Timp de o săptămână, absolut nu știe nimic, este internat în clinica în care el lucra și vedeți ce lucru important. În Statele Unite ale Americii, ca și în Anglia, am văzut, familia, vecinii, prietenii pot să se gândească, să se roage pentru însănătoșirea lui. Și el spune că a văzut în momentul ăla în care oamenii se rugau niște umbre aplecate și zone de, și dâre de lumină, de energie care veneau spre el și și-a dat seama că se va trezi. Ei, ăsta e efectul rugăciunii. Asta ca să înțeleagă lumea că noi nu suntem niște naivi care ne-am apucat noi să vorbim acum de religie când alții vor pur și simplu să o nege cu toată forța lor. E dreptul fiecare, am spus, în democrație putem fiecare să gândim cum vrem. Dar nu cred că avem dreptul să gândim rău și să influențăm mințile oamenilor în rău. Tehnica pe care folosește domnia sa, spuneam că are elemente obiective folosite și de către alți medici, dar ce face în plus este rugăciune. Da. Și am adus în discuția adineori că rugăciunea, de fapt, pleacă de la, este inspirată de, indubitabil de religii, cele trei religii fundamentale, și iată care e un efect. Deci ceea ce au făcut Institutul de Matematică a Inimii din California, plecând de la ideea de rugăciune folosită în religiile fundamentale, iată, funcționează, cu alte cuvinte, și la Harvard s-au făcut aceste experiențe. Pe loturi de bolnavi, un lot de martori și un lot pe care, asupra cărea cineva din afară, să zicem 10 persoane, se concentrează spre vindecarea unui bolnav internat în clinică. El nu știe că cineva se roagă pentru el. Și rezultatele sunt că omul ăsta se vindecă de două ori mai repede și cu medicație mult mai redusă față decât cei care sunt un lot martori. Asta ne spune că rugăciunea funcționează și că dacă rugăciunea vine dintr-o doctrină religioasă, aceasta nu este doar o iluzie, ci este o realitate. Am spus așa, poate cineva aude. Tidiana, tu, deși ai plecat de la Dr. Bradley Nelson, da, ți-ai luat certificările lui, de la cartea, nu? Prima carte pe care tu ai primit-o a fost codul corpului sau codul emoțiilor. Deci chiar codul asta a fost prima carte pe care tu ai primit-o. Dar el nu spune aici neapărat așa cum practici tu cu rugăciune. Nu, spune asta că este metoda ta, metoda ta proprie și personală. Da. Ce e diferit față de ce ai adăugat tu, să zicem, în afară de faptul că tu începi cu rugăciunea, continui cu rugăciunea și închei cu rugăciunea. Și o verbalizezi, nu numai. Da. Dr. Nelson spune, pui intenția și elimini frica. De trei ori cu magnetul elimini frica. Eu, lucrând, am sesizat că verbalizând și spunând în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum spune și Iisus, oricare va merge în numele meu, va putea vindeca. Pentru mine, faptul că am crescut în biserică și am fost permanent acolo, a fost foarte ușor și confortabil să spun în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, chiar dacă poate la început mai cu teamă, mai să nu mă judece lumea, cine sunt eu să spun în numele Mântuitorului nostru, eliberez sau elimin această energie de nervozitate. Tu ești preoteasă, ești soție de preot. Soțul tău, când tu ai făcut cursurile, te-a încurajat? Ce ți-a spus Să faci asta? Soțul a fost alături de mine. La început, cum era normal, a fost sceptic, dar în momentul în care a văzut acest copil, despre care scriu Eric. Carte, Eric,
că acest copil nu mai are nevoie de ochelari tot timpul. Și avea zile în care nu purta deloc ochelari. Atunci a spus, știi, trebuie să te duci să faci certificare și să faci ceva serios. Dar și Eric ți-a spus ceva, nu? Da. Ce ți-a spus el? Eric mi-a spus, tu neapărat trebuie să te duci să înveți să faci școală, să ajuți și alți copii. Extraordinar. Deci a fost dorința unui copil care nu avea nicio speranță. Și nicio șansă. De și nicio șansă. Medicina a spus că nu poate, cazul lui nu putea fi operat, nu putea fi îmbunătățit. Da. Dr. Bradley Nelson a venit, ți-a văzut și picturile, e adevărat, a văzut și picturile, a fost impresionat, era după un seminar în Dallas și a dorit să vadă biserica, a mers împreună cu soția și era 9 seara și am stat în biserică până la 10:30 seara, nu vrea să plece. Atât de, și a spus că n-a intrat niciodată într-o biserică atât de vibrantă și cu o energie atât de bună. Deci, tu cum îți explici ceea ce spun, uite, ce a spus Dr. Nelson, ce spun alți oameni, cărora tu le-ai ameliorat simptomele, le-ai ușurat suferința? Pentru tine ce înseamnă? Înseamnă că acolo este doar Dumnezeu, e lucrarea Lui, care lucrează prin oameni, Dumnezeu lucrează prin oameni. Și se pare că eu sunt un om pe care l-a ales Dumnezeu. Ești un vas bun. Sunt un vas care s-a curățat. Bine zici. Lucrând 7 ani la acea biserică, pe acești 7 ani, eu aveam tot timpul un radio care cu un stick în el pe care rulau Sfânta Liturghie, acatistul de mulțumire al Mântuitorului, al Maicii Domnului. Iarăși ascultam foarte mult un cor de la Iași, corul Mira de la Biserica Sfântul Nicolae, care cântă Dumnezeiește. Și acel stick era pus și mergea în continuu, zi și noapte. Ani de zile. Și cine venea, îl lăsam în surdină să meargă și oamenii când veneau și îl găseau că merge, chiar dacă e biserica goală, acolo se auzea o rugăciune, erau foarte fericiți. Acele voci miraculoase din corurile care au și la Sfânta Liturghie se știe că se produce o vibrație vindecătoare. Acele unde vibraționale s-au impregnat în fiecare cristalizare a vopselelor de pe perete. Și în fiecare celulă a mea, tău, nu? Da, fiindcă mă trezeam, dacă peste noapte mă trezeam, eu auzeam, mintea mea cânta cântările. Deci undeva în creier, în subconștient, era rulat tot timpul. Și asta a dus la curățarea programelor destructive și înălțarea pe o altă vibrație. Cred că de aici, cu siguranță, mi se trage. Bănuiesc că și pentru tine a fost o minune când tu ai văzut că poate durerile pe care tu le aveai sau poate aveai și tu stări, erai încercate de tot felul de emoții. Poate că organele, la fel, erau încărcate cu tot felul de emoții. A fost o curățare pentru tine, așa cum zici, nu? Da. Tu lucrezi cu tine? Lucrez foarte mult cu mine. Am lucrat foarte mult și singură, dar am mai avut încă chiar 3 terapeute cu care am lucrat. Și lucrez încă în continuare, fiindcă lucrând așa de mult, te încarci, multe nu? Sesiuni, te și încarci, oboseală și poți să mai preiei de la alte persoane. Da, și atunci, fiindcă este acel principiu al vaselor comunicante. De asta se și percepi durerea celuilalt. Și mă spăl eu cu sare, îmi fac rugăciune, mai au și magnetul și mai curăț amprenta preluată, dar câteodată tot mai rămâne câte ceva și când simt lucrul ăsta, atunci sun. Tidiana, aș vrea să vorbim, domnule profesor, aș vrea să vorbim un pic despre energia pe care o emană organele noastre. Pentru că este pentru prima dată când aud acest lucru, că fiecare organ emană o energie anume. Și fiecare celulă. Asta este chiar șocant. Noi credem că stările noastre ne influențează organele, că mă apucă o stare de nervi, de furie și ulterior
mă doare ceva din corpul meu. Dar nu e chiar așa. Cum e de fapt? Există un du-te vino, o comunicare în permanență. Și organele influențează creierul, mai ales dacă sunt energii patogene, și invers, creierul este cel care comandă întreaga noastră funcționalitate. Este indubitabil. Dar ce energie specifică are, să zicem, ficatul? Energia lui. Da, și mânie. Mânia. Deci o mânie îl afectează foarte. Este... Sunt deja medicina orientală, lucrurile astea sunt bine codificate. Așa. Deci fiecare organ are, de pildă, rinichiul este cu frica. Ficatul e cu mânia. Deci în momentul în care se înfurie, se enervează, atunci el își afectează. Energia ficatului este cea care urcă și de aici apar durerile de cap, migrenele, o să întreagă de lucruri. Tristețea ne afectează inima. De aceea bucuria este emoția pozitivă care exaltă inima. Plămânii ce energie au? Neiertare și nemulțumire. Și plămânii arată foarte mult relația de cuplu. Deci un om care s-a îmbolnăvit de plămâni acolo este o suferință în cuplu. La plămâni. Și atunci ei sunt afectați. Și când această energie sau această afectare a organului respectiv pleacă cumva, spui, ereditar, că o mai întâlnim la bunicu, o mai întâlnim la tată, o întâlnim și la fiu, poate la nepot. E bine spus. Ce înseamnă asta? Într-adevăr, se pot moșteni, acest gen de energie se pot moșteni și le putem curăța, le putem localiza, găsi de la, pe ce linie, de la mamă, de la tată, ok, câte generații, o generație, două, trei, cinci, poți să găsești în urmă cu cinci generații sau cu zece generații o stare de nervozitate care ai moștenit-o și îmbolnăvește clar organul respectiv. Da, nu numai, poate să îmbolnăvească orice din organism. Deci lista asta, care are peste 100 de energii, poate îmbolnăvi orice parte din organismul nostru. Și între ele, deci aseară am lucrat, chiar sunt foarte curioasă să vedem un băiat care trebuie să dea un examen la școala de poliție și nu vede, nu distinge la acel test cu buline, cu roșu și verde scrisul, da, cu bulinuțe mici, și am găsit o problemă de comunicare între ochi și buric. Iată. Cine ar zice că ce are buricul cu ochii? Uite care. El are acolo carnet de șofer? Acolo el nu vede, de pildă, vede doar semaforul mare, îl vede. Dar la acel test cu bulinuțe nu poate să citească. Nu distinge. Nu distinge. Da, mai bine, sunt mai clar. De unde pe care nu percepe, dar sunt curios cum ai dat acolo, că sunt examenele astea cum ai dat la poliție. Da. Fine, mai puțin important asta. Dar uite, vreau să spunem următorul lucru. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă. Noi suntem în faza de experiență, de văzut. Nu le putem explica toate. Poate fi asta o nouă medicină, poate să fie doar un simplu fenomen care este cu referință numai la Dumnezeu. Ăsta este rostul medicului, în speță al meu, să discutăm, să vedem ce se poate explica, ce nu se poate explica. De pildă, cât durează efectele astea? Exact. Nici în medicina clasică, când e o durere, nu l-ai lecuit pe veșnicie, nu-l mai doare niciodată. Văzut, durează o lună, o zi, un an. Sau mai mult. Doi, să vedem dacă aceste energii ereditare care se transmit, care dintre ele sunt cele care poate să fie afectate benefic, să fie influențate benefic din tehnica domniei sale sau nu. Deci, este un moment în care noi înșine suntem surprinși ce se poate, ce nu se poate. De-aia am rugat-o să scrie toate aceste lucruri, să le analizăm și să vedem. Este o altă medicină, este o medicină dintotdeauna prezentă, dar sunt lucruri pe care nouă ne scapă și nu le putem explica, pentru că, de fapt și de drept, oamenii au încredere în știință. Da. Și când aceste lucruri le poți explica și le înțelege, evident că este cu totul altă receptarea decât dacă credem noi că facem minuni. Eu nu cred în minuni, cred numai în lucruri care le știm și în lucruri care încă nu le știm. Dacă fenomenul ăsta este așa, poate să fie descris ca un fenomen nou care se intre în literatură. Dar asta este
Încă o dată, e momentul în care noi observăm și scriem pe hârtie ce s-a rezolvat, ce nu se poate rezolva și ce se poate explica. Este o datoria noastră absolută în fața științei. Și a oamenilor, evident. Am spus-o de fiecare dată, această tehnică nu elimină medicina alopată, nu exclude medicina alopată, dar lucrând în paralel cu medicina alopată, rezultatele sunt incredibile. Titiana, tu ești singura practiciană a acestui body code aici, da, în România? Da, eu nu mai folosesc așa de mult body code. Așa. În România mai sunt, mai sunt câteva persoane, da. Păi, și noi am făcut, deci, da, în 2019, dacă nu mă înșel. În 2019, doctor Nelson a fost aici. Deci, probabil că știu tehnica. Eu lucrez mai mult pe tehnica mea, pe meu, pe acest tabel de energii care reprezintă stările noastre. Deci, și acest aspect ai studiat. Din toată terapia. Da, e un fenomen strict pentru noi sau e o tehnică pe care toată lumea poate învăța? Dar am făcut două seminarii, nivelul 1 și nivelul 2. Asta vreau să te întreb, pentru că și cartea este la fel. Da. Nu? Este un ghid, de ajutor celor care vor să vină să facă seminariile tale și e un punct de plecare, adică e un ghid practic. A fost scris în mod special pentru toți cei care doresc să-și acceseze subconștientul cu scopul de a găsi cauzele generatoare de dezechilibre în corpul fizic. Exact. Deci, corect, dacă cineva vrea să devină practician a metodei tale, pot veni să se înscrie și să urmeze aceste seminarii. Da, e adevărat că tu în sală, cu oamenii, faci aceste demonstrații cu public mare. Da. Domnule profesor, deci, am spus că se face într-un mod serios, nu este un circ, ci este pur și simplu ceva care se orientează în niște criterii și personale, dar obligatoriu științifice, și că suntem în faza în care noi vrem să urmărim acest lucru și să studiem ce se poate explica, ce nu se poate explica acum, poate mâine, și cât e de real ceea ce face doamna. Am avut la sala Dallas acum în martie aproape 400 de oameni. Sunt mărturile lor pe YouTube. Le găsesc toți cei care vor să afle. Este oamenii pe loc. Incredibil. Am văzut ce a spus doamna aceea, psiholog. Da. O doamnă psiholog. Da, da. Deci avem sentimentul că ei n-au nicio problemă, că psihologii nu întâmpină nicio problemă. Dar doamna aceea cu atâta sinceritate a spus despre problemele ei și despre felul în care tu ai ajutat-o. Fiindcă beneficiile au fost așa. Cine ia odată contactul cu această terapie, nu va uita niciodată. Titiana, problemele de comunicare între inimă și creier apar frecvent în stările de anxietate. Această diferență de comunicare ne arată că mintea vrea una, iar sufletul alta. Exact. De câte ori nu trecem prin asta? Când se reglează... Sincronicitatea creierului în inimă. Da. Când se reglează această, dând la o parte ce anume a dus la această deficiență de comunicare, în momentul în care dăm la o parte toate stările care au dus la această deteriorare de comunicare, se face resetarea și omul este alt om. Ieri am avut din nou o terapie cu cineva și îmi spunea, știți, nu mă mai enervez, am putut să iau decizii, am putut să îmi găsesc o preocupare, fac acum niște creme care și îmi găsesc rostul altfel. Da. Oameni care rostul. Sunt total debusolați, în momentul în care reglez comunicarea emisferilor cerebrale, stânga cu dreapta, dreapta cu stânga. Aici deci voiam să ajungem și la comunicarea între emisferele deci cerebrale. Emoționalul, cu raționalul, când reușesc să comunice 100%, atunci omul este echilibrat și nu mai face atac de panică, nu mai se simte confuz și nu se poate orienta în timp și spațiu, nu mai are spor în nimic, nu poate să facă, să se concentreze, memoria începe să scadă. Ei, toate lucrurile astea le învățăm la seminarii. Am avut în martie, o să avem și la toamnă, dar acum, în luna viitoare, o să avem nivelul 3. O să fie pe 18 iunie. O să avem la sala Dallas Arta și Știința de a Fi. Acolo unde tu ai debutat cu picturile tale și unde domnul profesor la sala Dallas nu a apărut cu cartea Inteligența Materiei. Dumnezeu a făcut... Nimic nu e întâmplător, nu? Absolut nimic nu este întâmplător. Ne-a dus și ne-a pus așa pe tavă și ne-a făcut să înțelegem
că noi chiar trebuie să lucrăm împreună și chiar trebuie să facem ceva pentru oameni. Și cum... Da, am văzut, influențe foarte benefice în afecțiuni care, eu știu bine în medicină, în ce procent sunt utile sau nu. Dar apropo de sincronizarea ritmurilor cerebrale, celor două emisfere cerebrale, s-a făcut studiul ăsta și, într-adevăr, se vede că este posibil ca cele două emisfere cerebrale să comunice după această tehnică. E un lucru care, încă o dată, sunt fenomene care eu, ca medic, stau să mă întreb în ce măsură sunt posibile sau nu, cât va dura acest efect sau nu. Deci, suntem la ora întrebărilor la care încercăm să găsim un răspuns de ordin științific, pentru că, evident, sarcina noastră este să servim știința și nici cum altceva. Haideți să vorbim un pic despre acel zid din jurul inimii. Știți că preocuparea mea este aceea de pace dintre inimă și minte. De ce ori gândește, ori gând, cum spun române, ori gândește cum se zice, ori de parte, cum se vorba. De ce apare? Din autoapărare. Din autoapărare. Da. Deci îmi fac o protecție, un zid de apărare în jurul inimii. Da. Vorbește dr. Nelson în Codul emoțiilor despre zidul în jurul inimii. Da, vorbește despre acea întâmplare cu propria soție. Da. Când, dintr-o dată, soția a avut disconfort fizic accentuat, puternic, i-a făcut măsurătorile și a observat că zidul era imens de gros. Am găsit și eu la foarte multe persoane, am curățat. Da. Teribil. Și asta pentru că am avut frici undeva, pentru că am fost agresați la un moment dat. Frica, tristețea mai ales blochează extrem de mult inima. Deci, inima față de creier, că cu asta cred că au plecat cei care au creat Institutul Inimii. Creierul are un câmp, ce înseamnă câmp? O energie care se propagă în spațiu. Da. E bine, creierul, din cauza că neuronii sunt mai întâi, emisia de neuroni este de un ordin destul de mic, pe urmă vin făițele creierului cu lichidul care se separă, emanația, deci distanța la care se emană în spațiu ar trebui să fie foarte mică față de cord, de inimă care are fibra musculară, contracția ei emite mult mai multă energie și degajarea, distanța la care câmpul inimii poate să se propage este mult mai mare decât la creier. De aici a plecat ideea, care am comentat anterior, de folosire cât mai benefică și cât mai amplă, cât mai bună a energiei inimii. Acest Richardson, David Richardson, care a studiat asta, spuneam, în jurul anului 2000, el și-a făcut un institutul de neuroștiințe afective și a făcut aceste experiențe pe oameni care, să spunem, aveau o educație benefică, cum ar fi practicanții cultului tibetan. Pe oameni care erau, să spunem, neinstruiți, omul obișnuit comun. Și s-a văzut atunci s-a făcut această diferențiere care m-a determinat până să cred că în funcționalitatea sa creierul respectă un cod etic. Adică sunt cuvinte care au un efect benefic pentru noi, pentru că este ce se întâmplă când gândim. Când gândim sunt mai câteva efecte. Efectul de câmp se propagă. Am spus că aceste unde pe care noi creierul le emit poate să impacteze alte creiere care sunt pe aceeași lungime de undă emis. Deci, ori de ordin fizic, de ordin biochimic, orice sentiment, orice senzație, orice emoție, sentiment, comportament, are o chimie. Această chimie este favorabilă, benefică pentru corp sau nu? Chimie favorabilă înseamnă emiterea de oxitocină, de dopamină, de endorfine. Nefavorabilă, în exces doar, cortizon. Pentru că cortizonul și adrenalina fac parte din fiziologia noastră și ne putea să trăim fără ele, dar în momentul stresului și emisia de cortizol poate să fie excesivă ca și cea de adrenalină. Dacă secreția de cortizol este excesivă, atunci inhibă sistemul imunitar, inhibă neurogeneza, neuroplasticitatea, adică afectează la nivel neuronal. Adrenalina face vazoconstricție, fie la cord, fie la creier și dacă lucrul ăsta este supra foarte intens, de pildă, un studiu făcut de Harvard, un stres foarte intens poate să elibereze brusc o cantitate de adrenalină de mare încât se face o vazoconstricție pe vasul de sânge la creier sau la inimă, el nu mai este hrănit cu oxigen și cu combustibil, cu glucoză și oamenii fac infarct sau un accident vascular cerebral. Deci,
contează enorm de mult modul de comportament și ceea ce gândim și ce emitem, ce sentimente am avut. Avem. De am spus că ura, îl citesc mereu pe Hugo, care spunea că ura este iarna inimii, eu spun că ura este cancerul ființei. De ce? Pentru orice, revin la ideea anterioară, orice emisie de când, rotit sau nerostit, atenție, da, da. Doar mentalizez, ăla mi-a zis, mi-a făcut, e bine, asta, el se emite în spațiu și da. În spațiu, dacă forța energiei este atât de intensă, el poate să impacteze un creier și să-i producă rău. Blestemele nu sunt lucruri cu care să te joci, de pildă, dar și insulta. Spuneam acolo, spui unei femei, ești frumoasă, biochimia, oxitocina, dopamina, o bucurie. Spui unui individ, ești incapabil, ești idiot. E bine, momentul ăla, receptarea de creierului se produce cu o viteză de 4 ori mai lentă ca și cum creierul nostru refuză insulta. Lucrul ăsta care m-a impresionat teribil. Și e o altă zonă din creier care procesează informația aia negativă cu semnificație, cu semantică sau semnificație negativă. E altă zonă din creier decât cea care, una e dreapta, alta e stânga, decât cea care este benefică. Ești frumos, ești un om amabil, ești drăguț, ești bun, ești etc. Deci cuvintele, emoțiile, sentimentele, comportamentul au o chimie care este benefică sau nocivă corpului. Și nu sunt singur care spun că în fiecare clipă în care gândim mentalizat sau verbalizat, în clipa aia noi pledăm pentru fericire, viață lungă, sănătate. Sau dimpotrivă, boală, moarte, boală gravă, cancer, etc. Deci este foarte important să știm ce gândim, ce facem. Sau pot să nu gândesc, să nu fac nimic, să nu spun nimica, dar să fac un lucru rău. Să fur, da. Să lovesc, să violentez, să distrug. Toate aceste lucruri, iată, pleacă din creierul nostru. Toate aceste lucruri, vreau să spun și repet, le-a spus și religiile fundamentale, cele trei religii fundamentale. Le-au spus, da? E acest cod pe care acum, iată, vine știința să le confirme. Păi dacă știința confirmă niște lucruri care li s-au spus înaintea noastră, acele lucruri erau lucruri iluzorii. Al doilea lucru. Hai să discutăm, atât aș vrea să spun. Acel fiat lux, de unde au știut religiile că noi suntem condensări de lumină? Experiențe care s-au făcut abia în zilele noastre. De unde au știut? Sunt mii de ani. Erau ea naivi? Eu zic că dacă am stat să gândim lucrurile, să punem cap la cap toată logica și lucrurile care deja le prin știință le putem conecta și ajunge la aceste concluzii, cred că ar fi altele și unele ar fi concluzii benefice pentru existența noastră, pentru sănătatea noastră și pentru pace. Că una este să gândești rău la adresa lumii și să impactezi negativ lumea și cu totul altceva să gândești frumos la energie, la păcii, a liniștii, a bunăstării. Titiana, în cartea lui dr. Bradley Nelson am citit, pentru că a vrut să menționeze el acel caz al lui Christopher Reeve, actorul. Da. Toată lumea știe ce s-a întâmplat cu Superman, nu? Majoritatea americanilor au fost emoționați de devoțiunea cu care soția actorului, Dana, i-a stat alături acestuia și s-au simțit șocați și întristați când Dana a murit. La doar 10 luni după moartea soțului ei, ea a anunțat că suferă de cancer la plămâni, iar câteva luni mai târziu a murit. Avea 44 de ani. Dana Reeve nu a fumat niciodată, dar a murit de cancer la plămâni. Medicii convenționali au afirmat că moartea ei s-a datorat faptului că a fost o fumătoare pasivă. Personal, spune dr. Bradley Nelson, cred cu totul altceva. Plămânii sunt asociați cu durerea sufletească și orice exces al acestei emoții conduce automat la crearea unor emoții captive care afectează de multe ori chiar organul care le-a emis. Dana avea toate motivele să sufere de durere sufletească, iar eu cred că aceste emoții captive, îndeoseb durerea, au fost în mare măsură responsabile pentru moartea ei, dacă nu cumva chiar în totalitate. Deci noi suntem responsabili și avem drept de viață și de moarte asupra propriului nostru corp. Da. Dacă nu ne disciplinăm și nu suntem îngăduitori prin gândurile noastre cu propriul nostru corp, exact, ne omorâm singuri. Deci să ne controlăm în permanență gândirea și sentimentele, emoțiile. Dar când nu poți, deci, Titiana, când nu poți, când durerea este prea mare, e adevărat că uneori sufletul vrea să plece? Da.
Da. Mai spune o dată. Da, este adevărat că sufletul vrea. Deci este practic alegerea sufletului. Da. Chiar dacă cei din jur celălalt trag de tine, fac orice să te țină în viață. Da. Dacă e să pleci... Da, dar asta e o convenție care nu totdeauna e conștientizată. Păi nu e, asta de cele mai spune, multe ori zice, nu e. Dacă spiritul tău hotărăște să pleci, vei pleca, da. Spun unii. Da, da, da. Teribil. Deci e o alegere. Și este ne aparține. Ne aparține. Este de mult liberul arbitru și aici. Da, da, ideea asta, asta. Ideea era asta, că este să fim foarte atenți ce gândim și, da, și, asta și este ce ideea, simțim. Clar, clar. Ce experimentăm. Haideți să ne întoarcem la inimă, la inimă. De ce? Asta e simplu, ceea ce gândim, să, ceea ce simțim să și gândim. Discordanța dintre ceea ce spui și ceea ce simți înseamnă boală. Boală. Inima este nucleul ființei, de aceea mintea subconștientă știe că ea este prima care trebuie protejată în toate felurile cu putință, întrucât și este un organ de la inimă. Extrem de delicat, organul ăsta. Chiar dacă doctorii, chirurgii, cei care taie în carne vie, spun nu doar... Nu văd emoții, da. Exact, și este doar un mușchi. Bine, este acolo la nivel anatomii n-au cum să vadă. Dar cum e cu inima asta? Deci nu este vorba doar de emoții. Am avut un caz... Așa. Cu o infecție bacteriană. A fost pe scenă, la sala Dallas. Un tânăr cu o infecție bacteriană, Coxiella burneti. Se știe că această bacterie nu dispare din corp. Și se ia antibiotic în fiecare zi, toată viața. Toată viața? Toată viața. Acest băiat avea aproape 6 ani de când lua antibiotic. În fiecare zi. Și am găsit memorie a acelei infecții bacteriene rămasă în inimă. Mergând cu magneto pe meridianul vasoguvernor de jos în sus, am dat comandă inimii să renunțe la acea memorie a acelei bacterii. Acea energie a memoriei. Acea energie, acea informație, fiindcă inima continua să transmită niște semnale eronate către creier. Am curățat aceste memorii. În prima dată am curățat infecția. Cu o terapie anterioară. Am curățat infecția bacteriană, dar la întrebarea există memorie în inima ta care legată de această infecție bacteriană, răspunsul a fost da. Și atunci am curățat și memoria. Dar nu numai inima, orice organ poate să aibă memoria a ceva ce l-a deranjat. Și atunci se repetă. Și atunci nu se și reactivează. Rămâne, se reactivează. Fiindcă acea parte trimite semnale eronate către creier. Am curățat, am resetat memoria inimii ca să transmită semnale corecte către creier. Și ce credeți că s-a întâmplat cu acea persoană? Astăzi acea persoană nu mai are nevoie de antibiotic. La câteva luni după asta, a mers, a făcut analizele și doctorul i-a spus, știți, putem să renunțăm la antibiotic. Sunteți în siguranță să renunțați la antibiotic. Lucrul care l-am spus la testare a ieșit că nu mai este nevoie de antibiotic. Da. I-am spus, faci analizele, te duci la medic și dânsul are acea autoritate de a-ți scoate antibioticul. Absolut. Eu nu am această autoritate de a spune omului să ia sau să nu ia un medicament. Pot doar să testez și după aceea el să meargă să-și facă niște analize, să confrunte, să vadă dacă într-adevăr... Uite, aș insista puțin pe acest lucru. Ceea ce spune Dumnezeu nu e un lucru pe care medicina să-l înțeleagă. Adică cum? Da. Eu am nevoie de antibiotic și într-o dată vine cineva și spune nu am nevoie numai în baza altor criterii. Cum adică ai curățat infecția? Altor criterii, da. Și mulți dintre termenii care folosește Dumnezeu nu sunt chiar foarte proprii medicinei. De aceea mi se pare că este neapărat nevoie să facem un studiu serios asupra acestor lucruri. Altfel, emitem în spațiu niște lucruri care cine vrea crede, cine nu sau mulți nu te cred. Și dacă se obțin niște efecte benefice, de ce aceste lucruri să nu poată fi înmulțite și utilizate? Dar apropo de memoria, de energie, memoria energiei sau energia memoriei, uite, eu am fost la cursul lui Brian Weiss, era psihiatru la Miami, și el vorbea de pildă, vă dau un exemplu, pe care în medicină n-ai cum să-l comentezi în termenii medicinii noastre clasice, ortodoxe, să spunem așa. Ei bine, el spunea așa, iată, oameni din sală, erau vreo 1000 de oameni în sală aia și cei care au avut ceva. În câteva minute, nu treia, două, trei minute, le notiza. Povestea de un neoplasm, deci de cancer al colonului, al cuiva, pe care zice, l-a moștenit, el spune prin hipnoză,
Acum 2000 de ani eram un ostaș roman, ne luptam cu acele lănci, o lance mi-a pătruns prin spate, a afectat colonul și memoria acelei răni, el a spunea să vii cu lucrurile astea, medicina de astăzi să le spui, zice, Doamne, de ăsta, de unde, de ce, ce era picat? Da, da. De a-și spun, sunt o serie întreagă de lucruri care necesită o întreagă filozofie, o întreagă știință și să le încadrăm în niște limite ale științei ca să putem opera cu ele. Altfel rămân așa lucruri, undeva stranii, cineva îi se întâmplă lucrurile astea, o fi, n-o fi. E medicina viitorului, deci, nu? Eu așa văd lucrurile. Adică să facem din asta știință și atunci evident că mulți mai mulți oameni vor beneficia de lucrurile astea. Adică în mod sigur nu este doamna singura care în lumea asta are aceste capacități. Și cunosc multe lume. Sunt persoane care au fost la seminar și au început așa să lucreze și au rezultate. Iată. Deci sunt deja persoane, primesc e-mail-uri, experimentează și au experimentează simt și pe ei înșiși. Exact. Dar spuneam de medicina viitorului. Dar cu mii de ani în urmă, medicii din antichitate au observat cu mare atenție corpul uman și au descoperit că oamenii care se lasă dominați de anumite emoții fac boli fizice corespondente. Cei care se lasă guvernați de mânie, vorbeam mai devreme, nu? Da. Se îmbolnăvesc adeseori de ficat, au probleme cu vezica biliară. Cei care își petrec foarte mult timp simțind durerea provocată de pierderea unei persoane dragi, au probleme cu plămânii, cu coloana vertebrală. Cei care se tem au probleme cu rinichii sau cu vezica urinară. Titiana, vreau să te întreb despre acele emoții reziduale încă din pântecele mamei sau chiar dinainte. Tu vorbești despre ele. Cum se poate una ca asta? O emoție încă din stadiul de embrion. Păi se poate, pentru că energia aia o poartă celulele și ce face dumneavoastră, scoate această energie. Când ați văzut cât repetă mereu lucrul ăla. Dar deci putem purta cu toată noi... Toată energia din noi poartă un nume în cele din urmă. Da. Că e emoție, că e tristețe, că e frică, bucurie, etc. Și în același timp celula care este evident că funcționează printr-o energie și ea este afectată de aceste energie. Chiar și înainte de embrion se poate. Asta voiam să-mi spui. Cum? Se poate programa, că vorbeam mai devreme de faptul că vine de pe neam. Emoția de pe neam. Se poate să găsești o emoție înainte de concepție. Deci dintr-un eveniment. Poate să fie traumatizant. Cum poate gândi viitorul? E interesant dacă lucrul ăsta se poate obține și am văzut studii pe domeniul ăsta. Mi se pare un lucru fantastic. Adică doi indivizi gândesc... Evident, să aibă un copil, indiferent ce sex vor ei, dar îl vor așa, îl vor cu ochii albaștri, îl vor nu știu cum. Și să-l imagineze. Nu se apare așa. Și este un fel de inginerie genetică imaginară. Și lumea spune că ar fi posibil și așa. Deci, suntem în domeniul evident al întrebărilor. Da. Eu am avut un caz așa, care și pe mine m-a șocat. Emoție înainte de concepție. O persoană din Louisiana care avea probleme de spate, dureri de spate, lombare foarte mari și cheltuise mii de dolari pe patch-uri calde, fiindcă nu putea fără ele să funcționeze. Și la acea persoană a ieșit o emoție de durere sufletească înainte de concepție. Și atunci am întrebat, pot să o scot? Nu, trebuia să mai lămuresc. Ok, această emoție, înainte de concepție, a trăit-o mama ei? Da, mama ei o trăise la 8 ani. Și atunci, pentru ea a fost șoc să-mi spună, știi, la 8 ani, mamei mele i-a murit fratele. Deci, mama ei, la 8 ani, acel ovul care deja, o femeie, un bebeluș, fată, se naște cu ovulele formate deja. Ei, acea celulă de ovul care a rămas impregnat cu acea durere sufletească. Deci aia încă nu era vorba de un fetus, era doar jumătate. Da. Okay? Din acea celulă a apărut mai târziu persoana care acuza durere lombare. Am curățat această durere sufletească și am resetat. Ei, acea persoană nici astăzi nu mai doare spatele. Puteți să se amestec. Deci este un studiu. Este vorba de ani de zile. Vorbim de în urmă cu 5 ani. Da. Un caz în urmă cu 5 ani. Acea persoană a venit la București
la unul din seminarii anul trecut în toamnă. Primul pas. Da. Pe calea vindecării. Da. Care este Titiana? Să crede și bolnavul respectiv. Conștientizarea. Da, conștientizarea. Asta deci, spune Iisus, să realizezi că ai o problemă. Să o accepți, al doilea pas. Deci, ok, știu că am o problemă. Dar eu știu și totuși o accept sau nu accept. Fiindcă sunt persoane care își neagă boala. Da, da. Și sunt în negare până la moarte. Da, da, da. Ei, trebuie să accepți acea problemă și în momentul în care tu nu te mai lupți cu acea boală, poți să faci pace și atunci foarte ușor vine un terapeut ca Titiana și poate să curețe, să reseteze și acea persoană să se vindece. Deci, avem un caz de mutație genetică vindecată. Încă o întrebare. Toate durerile din corpul nostru se explică prin aceste emoții negative? Nu. Sunt toate întreagă de cauze obiective. Cauzele pot fi și traume fizice, sigur, patogeni, da, de tot felul, toxicitate de tot felul. În Body Code, Dr. Nelson a structurat foarte frumos, a făcut un software care te ajută foarte ușor să localizezi și să găsești cauza. Că este toxicitate, că este vorba de o deplasare a unui organ, unui gland, unui sistem din corpul tău, misalignment. Că este vorba energetic, de emoții, de modul tău de a gândi, de credințe. Și ce mănânci. Și traume fizice. Și tot mănânci. E o poveste complexă. Are acolo inclusiv un tabel cu tot felul de alimente care sunt... Da. Poate e nevoie deci vin alergiile. Ai nevoie să introduci energia unui aliment sau ai un surplus de acele... Excluzi. Toate lucrurile astea sunt. În Body Code se pot găsi. Suntem nu se mai găsește zonă... cartea ta, Titiana. Deci nu se mai găsește. Eu am primit-o de la domnul editor de la Școala Ardeleană, dar nu știu cum o să faci. Cartea am zis să vină, am editat-o doar când am avut seminarii, ca lumea să vină la seminarii să învețe, fiindcă una este când vezi pe viu. Altfel ți se întipărește în minte. Clar. Ești prezent acolo, nu? Deci nu am, încă n-am pus-o în librărie carte, am avut-o doar la seminarii. Poate ar fi bine să fie în format digital, să poată să aibă acces foarte multă lume la ea online și ulterior, dacă poți să o și scoți, să fie și în librărie, ar fi minunat. Da. Dar foarte mulți oameni se obișnuiesc cu durerile propriului corp, de ajung să convițuiască cu el. Da. Au sentimentul că nu se mai poate face nimic. Da, nu se mai poate face. Cum e durerea lombară, da? Da. Mă doare spatele și mă doare spatele și mai iau o pastilă, o bulină, o rețetă, că ne plac rețetele. Haideți, domnul doctor, dați-ne și nouă rețetă. Da, dați-ne una minune, așa cum vrem să se întâmple, nu? Că suntem pe calea asta, pe calea vindecării, cu propriul sistem nervos, nu? Cum facem, Titiana, să înțelegem mai exact ce este durerea? Pentru că și durerea asta e de mai multe feluri și este foarte diferită și este ca un avertisment în care corpul nostru nu ne dă... Atenție, se întâmplă ceva acolo. Se întâmplă ceva în mașinăria ta proprie și personală. Acolo, deci, bine spune Dumnezeu. Bun, eu intervin, dar asta nu te scutește să-ți cauți. Da, și tu trebuie să fii atent la toate stările pe care eu le-am scos. Da. Nu mai revii. Când a venit acea situație de nervozitate, te mai abții un pic și alegi. Știi că Titiana ți-a spus, măi, ai două posibilități. Alegi să te enervezi sau să-ți folosești creierul, să vezi cum pot eu să manageriez această situație, să fie favorabilă mie. Da. Fiindcă totdeauna sunt două variante fără discuție. Cum zicea domnul profesor, schimbă starea, schimbă gândul. Da. Nu? Deci nu schimb chimia corpului. Mă gândeam că ce face dumneavoastră, pe multele ai putea explica doar ca, sau înțelege doar ca un miracol. Dar mi-aduc aminte de Sfântul Augustin care spunea, miracolele nu sunt decât acele întâmplări pe care noi încă nu le-am descifrat științific. Asta este ceea ce avem noi. Asta este ceea ce noi trebuie să facem. Este obligația noastră să facem știință din lucrurile astea. Pentru că mie, eu sunt clar convins că dacă ceva există, acel lucru poate fi și explicat acum sau mai târziu.
Să ne gândim la cât de mult știm noi astăzi față de acum 100 sau 200 de ani. O, da. De aia și vârsta noastră, longevitatea, a crescut imens de mult. Deci media vârstei la anul 1900 era de 50 de ani. Acum media vârstei este jur de 75, 80, 85 și sunt oameni care au 300 și 102. Da, din ce în ce mai mulți. În care o mare parte din merite le au igiena. Oameni nu știau de ce trebuie să spele pe mâini. Ziceți, microbi, unde vezi microbi? E dincolo de capacitatea mea de a vedea. Igiena, alimentația. Și atent, și sigur, toată știința medicinei și atât în clipa de față venim și cu psihologia, modul de gândire. Da. Puterea gândului. Cu această tehnică am lucrat foarte mult pe regenerarea organelor și a întregului corp. Deci noi putem să resetăm vârsta biologică. Una e vârsta cronologică și una e vârsta biologică. Deci am avut cazuri, nu unu, nu două, nu trei. Eu mă uit la domnul profesor, eu nu știu ce vârstă are. Tu numărul de ani pe care simți scurt. Dar am avut persoane intrate la menopauză care, deci nu, cred că sunt cel puțin 10 doamne pe care eu am lucrat și după o perioadă între 7 luni și 2 ani jumate a revenit ciclu menstrual. A revenit normal. Asta este cea mai mare dovadă că un organ poate fi regenerat și întinerit. Deci în momentul în care, ca o specific, ce anume a îmbătrânit acelor, vârsta biologică se poate măsura. Da. La fel, cu această testare kineziologică, măsori vârsta și afli ce vârstă are organul respectiv. Și în momentul în care dai la o parte ce a îmbătrânit acel organ, ce stare de a ta a supărat organul și l-a îmbătrânit, vii și îl resetezi și îl regenerezi. Titiana, mai e un lucru care mi se pare absolut terifiant. Atunci când, din cauza, putem spune, din cauza empatiei noastre, ne îmbâxim cu emoții toxice. Da, da. Sunt, când captăm... Sunt scrise și în carte, exact, că sunt lucruri, pe energii pe care noi le absorbim de la ceilalți. Exact. Și nu știu unde se opresc emoțiile mele și unde încep. Copiii foarte mult absorb emoții de la părinți și vin copii, părinți cu copii care au probleme și spun, vezi că apare, deci de obicei lucrez cu mama și copilul când sunt mici. Spun, uite, tata are o energie de nervozitate care afecta copilul. Ce, da, aveți dreptate, tata e foarte nervos. Dar de ce sunt atât de nervoși bărbații? Ca să punem aici o întrebare foarte acută. Societatea este extraordinar de mult bombardată de informații. Depășește aproape posibilitatea creierului de a le... Manageria, de a le asimila. Pentru că voiam să te întreb, ce simți tu din toată cazuistica ta, din toate ședințele tale de terapie, ce se repetă obsesiv dintre afecțiuni? Adică, de ce ți se pare că oamenii suferă foarte mult în zilele astea? Nervozitatea cred că ocupă, nervozitatea și energia de stres ocupă primul loc. După aceea, foarte mult ne afectează și neîncrederea. Neîncrederea în propria persoană. Și în propria persoană și în ceilalți. Fiindcă neîncrederea anulează credința. Deci nu poți să spui că ești credincios, dar eu mă îngrijorez. Deci ori te îngrijorezi, ori ești credincios. Una o anulează pe cealaltă. Și atunci normal că nu există pace între inimă și minte. Nu? Da. Domn profesor? Modul absolut riscant care gândim că dacă în secolul ăsta noi vorbim chiar mai atâția bani să înțelegem ființa umană, să facem tot ce este posibil pentru sănătatea lui, de ce unii fabrică doar bombe să-i ucidă? De ce războiul în clipa de față, după atâtea mii de ani, deci într-un secol rațiunii încă ne ucidem. La o comandă oficială, n-am să înțeleg niciodată. Am spus și repet, facem atâta scandal în asta media și presa dacă mă rog în un spital. Dar când se omoară mii și mii de oameni, mameci și copii nevinovați, de ce nu vă sesizați? De ce nu faceți scandal? Ați scris și în carte. De ce nu faceți scandal? Domnule profesor, ce părere aveți? De ce nu opriți pe ăștia care ne omoară? Se poate opri orice, cu puterea minții. Da, pe acele emoții dintre noi binefăcătoare. Am spus exact curbele ale câmpului geomagnetic în momentul meditației spre bine și momentul bombardării. Da. Este suficient. Dar vedeți,
Poate că ar trebui unor oameni ca să le spui în fiecare zi, uită repede, le spui. Le spui, dar uită repede, nu? Domnule profesor, dar ce părere aveți despre zica la aceea, mai bine să sară țandăra decât să sară mintea? A, în sensul de a te exprima. Dacă da. Tot acumulezi și ții dacă în tine, nu? Da. Zici, sunt în control. Sunt în control, nu explodezi. Se spune o chestie nostimă, citită. Cândva japonezii au făcut, au imitat un polițist și circulația, evident, văzându-l la distanță, ducea. Sau îl puneau în față unul și pe cine să se... și să lovească cu pumnii, mai ales când se antrenează la box. Faci o imagine în care tu să-ți vergi tot necazul ca să ai scos acel plus de energie care este pentru tine... Mă întrebați și pe mine cum fac? Da. Întrebați-mă. Da. Puneți această întrebare, vă rog. Întrebați-mă. Cum vă descărcați, doamna, în afară de faptul, de pereche? Așa. Știți ce fac, domn profesor? Iau, dacă mi-a scăpat acum, nu știu cum se numește. Păi cu ce se fezandează? Cu ce se face șnițelul? Ciocanul de șnițel. Cu ciocanul de bătut șnițele. Păi, dar nu mă apuc eu și fac cele mai fragede șnițele, domnul profesor. Știți cum îmi ies? Da. Pa, deci te limpede. Da, sigur, are un rol aici și nu? Soțul, soția, deci da. Tot păi ansamblu, nu, da, asta, da. Asta e cel mai la îndemână, da. Nu? Da. Păi ce facem noi astăzi? Șnițele, da. Cum altfel? Și, soțul, da. Și soțul te întreabă, știe, e bine nervoasă? Știe. Când aude în bucătărie, zice, mamă, ce e acolo? Nu mă aprobi? Când aude din dormitor, știe că nu e bine. Dar... apropo de mâncare, mâncarea trebuie să o facem cu foarte multă dragoste și iubire. Da, să zici că gustul mâncării va mai mult că te îmbolnăvește dacă o bucătărie, cea care gătește este nervoasă, riscantă. De toxicitate. E foarte interesant asta. Dacă persoana este toxică, acea mâncare impregnată de la aceeași rețetă, acea mâncare poate să-ți cadă greu. Asta ne spune că noi suntem în primul rând, în primul de energie, apoi suntem carne. Da. La nivel celular, energie și informație. Că venim de la energie, deci de la invizibil, de la nimic, de la neant spre ceva. De la neant spre ceva. Mm-hmm. Aici, în cartea ta, scrii și despre obezitate. E ceva ce afectează într-o proporție foarte mare și tu știi mai bine că locuiești în America, nu? Acolo bănuiesc că la fel. Ai avut situații în care a trebuit să echilibrezi. Da, corpul nostru din autoapărare depune țesut adipos. În momentul în care apare toxicitate, un număr de toxicitate prea mare în corp, atunci celula noastră e atât de inteligentă ca să nu fie distrusă de acea toxicitate, depune țesut adipos. Deci pentru a slăbi cineva, în primul rând trebuie să facă detoxifiere. Trebuie să fii atent și la paraziți, de parazitare de tot felul, fiindcă paraziții sunt peste 240 de specii de paraziți cunoscute și se împart în patru categorii: mari, mici, celulari și microscopici. Trebuie, noi toți ar trebui să facem de parazitare. Eu fac. Periodic. O faci periodic. Cu pastile sau cu sucuri? În America, da. Și cu... niște suplimente mai fac, dar și am perioade în care am borcanelul de semințe de dovleac lângă cafea. Da. Și prima dată îmi iau lingura de semințe de dovleac și după aceea pun cafeaua la foc până aranjez. Și câte zile faci această deparazitare cu semințe de dovleac? Semințe sunt foarte bune. Da. Deparazitarea normal trebuie să dureze cam 2 luni de zile. Fiindcă sunt ouăle, sunt chisturile, deci iei 10 zile, mai faci 5 pauză, mai iei 10 zile, iarăși 5 pauză. Cu semințe de dovleac. Cu semințe de dovleac. Dar ce este nou, nu poți să-l ucizi. Da. Deci ouăle nu dispar. Din nou apar paraziții și iarăși poți să te găsești infestat. Este destul de dificil de făcut, dar trebuie să te ții de aș pe termen lung. Corect. Iar tintura de nuc negru este foarte bună. De? Tintura de nuc negru. Ah, nuc negru, da. Este foarte bună pentru deparazitare. Dar voiam să te întreb, care sunt energiile care au determinat depunerea țesutului adipos? E vorba despre energii care duc la asta, nu cele mai întâlnite. Frustrarea, ostilitatea cuiva proiectată pe tine, ura cuiva, fiindcă tu cauți să-ți pui o pernuță, să nu mai fii
atâta. Sau tristețe, mănâncă oamenii unul că sunt triști, că au în compensație. Da. Și ăsta la rândul lor emit o serie întreagă de substanțe toxice și uite așa se întrețin lanțul patologiei. Voiam să mai discutăm despre faptul că corpul nostru are o matrice informațională. Înțeleg oamenii, domnule profesor, despre asta? Adică pot înțelege ei că avem informații. Cei care au venit la curs, să știți, au înțeles. Au înțeles. Și este cu această matrice. Ce se găsește în această matrice? Toată informația noastră de regenerare și de recuperare. Acolo este acel proiect ideal al corpului nostru. Dar și acest proiect poate fi afectat. Deci câteodată se întâmplă să găsim și matricea afectată. Și atunci vezi ce a deteriorat matricea mea. Și la fel, cureți și resetezi matricea. Și asta se poate reseta. Și în momentul în care ai resetat-o, și în afară de asta, pot să fie părți din corpul nostru deplasate din matrice. Ce înseamnă asta? Deci, să zicem, un rinic deplasat din câmpul lui. Și atunci, deci avem partea fizică și partea energetică. Matricea. Ei, în momentul în care s-au deplasat, matricea nu mai poate să dea acele semnale structurate la partea fizică. Și acea parte fizică... Deci informația hrănește organul și dacă el, câmpul, este afectat, normal că acolo apare dacă informația boala, nu mai poate duce patologie. Unde trebuie, atunci... Sau schimbă frecvența. Eu am fost la un congres de Time Weaver la Berlin. Celebru Time Weaver. Da, profesor, poate o să ajungem la un moment dat să... Medicina viitorului este medicina frecvenței. Să-l folosim. Și e o realitate. Da. De-abia atunci vom putea să spunem că abordăm holistic o boală. Până acum, eu cred că ceea ce spunem noi holistic, că dacă folosim și alte tehnici de complementare sau alternative, eu văd pe asta că noi obișnuiți vedem copacul doar de la nivelul pământului. Și zicem că e trunchiul și crengi și frunze. Nu e adevărat. Există ceea ce hrănește partea care o vedem noi, sunt rădăcinile care au la rândul lor o conexiune care e cea de informația noastră. Pur și simplu se interconectează în care se pare că apar și o se întreagă de ființe de ciupești care întrețin această rețea. Deci, când vom merge de rădăcina lucrurilor, deci din câmpul cuantic, de la origini de lucrurilor, până la vârful copacului, atunci se numește medicină holistică. Sau privire, înțelegere holistică a lucrurilor, care este valabilă și în medicină. Deci, în câmpul cuantic, s-ar părea că sunt și informații pre-genetice, acel lucru care îl moștenim în noi și sursa tuturor legilor și de tot ceea ce există ca informație în noi. Deci, lucrurile vin de undeva, din profunzimea lucrurilor, de profunzimea materiei spre noi. Avem încă multe de învățat, foarte multe de învățat și, vedeți, fenomenul Dumnezeu apare într-un moment în care lumea are nevoie de lucrurile astea. Dacă oamenii n-ar fi avut nevoie, dacă n-ar fi avut atâtea, Dumnezeu nu era acum aici. De-aia cred că, spun eu, medicina și știința este un demers în acțiune. Ce nu știm azi, poate știm mâine. Adică, pentru asta nu trebuie să dezamăgim, din potrivă, trebuie să cauți, să mergi mereu la sursa și originea lucrurilor. Asta e ce cel puțin îmi propun eu când vin să discut cu domnia sa. Domnia sa nu e medic, dar zice, uite, am nevoie de medicină să-mi explice lucrurile astea. Da. Pentru că ceea ce a dezvoltat societatea, să fim serioși, a fost știința. Știința oferă societății toate sursele de evoluție, dezvoltare. Fără îndoială. Și economia și toate astea. Invenția este o invenție, poate să fie inspirată, nu? Cum era Tesla. Că au fost Edison, atâți alții. Edison era mai mult experimentator. Se spune că pentru a crea acumulatorul ăla de mașină a experimentat între plăci și lichidul ăla. Se pare 2000 de ore a tot încercat să găsească până găsești că se producă curentul necesar. Da. Dar asta e prin experimentare, dar teza se pare că avea pur și simplu această inspirație fantastică. Oricum ar fi și inspirația aia, să spunem că e de ordin divin sau terestru, dar importanță, și inspirația aia când o dai societății devine un bun public. Să fie de folos. Așa cum și întâlnirea noastră de astăzi, aș vrea să fie de folos pentru cei care sunt aici cu noi și mesajul ăsta, domnul profesor, pentru că este pe YouTube, o să rămână acolo. Până atunci și până acolo când medicina viitorului se va întâmpla.
va fi reală și adevărată. Deja se holistică. Întâmplă. Această medicină... Deja se întâmplă, sunt, e adevărat. Sunt niște pași. Sunt sute de oameni care au participat la seminar și vor participa în continuare. Și vin și doctori, am înțeles. Da. La Viena, săptămâna trecută, au fost câți doctori? 60 de medici. O sală plină. O sală plină de doctori. De-aia la citat. În Franța, nu s-a ridicat nimeni. Nu s-a ridicat nimeni din sală, să plece furios. Nu a venit numai să le dea autograf. În Franța, la fel, au fost foarte mulți medici în sală. Eu repet asta ca o concluzie ce a zis Sfântul Augustin. Ceea ce nu știm încă, dar nu, miracolul este ceea ce încă nu știm. Mâine, probabil vom ști. Ce-ți dorești, Diana? Îmi doresc să pot să ajut cât mai multă lume să învețe, fiindcă direct, fiind terapie 1-1, nu poți tu să ajuți pe toată lumea. Pe toată lumea. Este imposibil. Sigur. Asta. De aceea, domn profesor a spus, structurează un curs și învață și pe altcineva să mai facă ceva și tu. Și am făcut aceste seminarii unde lumea poate să învețe să se ajute ei pe ei. Dar în momentul în care cineva își dorește să devină terapeut, practician a acestei metode, tu îl măsori să vezi dacă el poate să facă asta? Da, există și tehnici de măsură, ca să-ți dea seama ce amplitudine are energia. Sunt persoanele care am spus, tu nu poți să faci acest lucru. Exact. Da. Chiar dacă își dorește, chiar dacă poate are intenția. Hai, trebuie să fie un om bun. Da. Un om bun, nu obligator, sunt și oamenii care nu cred în ceva, dar sunt foarte buni terapeuți. Asta nu înseamnă că dacă nu crezi în Dumnezeu, tu ești un individ amoral care faci tot soiul de rele. Insulți, lovești, violentezi și să spui speranța că vei fi un bun terapeut. Exact. Sunt nicio formă. Nu. Adică sunt unele calități pe care trebuie să le ai. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici împreună. A fost împreună. O bucurie și o binecuvântare să fim la așa o întâlnire și într-adevăr noi ne vom strădui să dăm tot ce am primit de sus, să împărtășim cu oamenii cât mai mulți, să învețe acest lucru și să beneficieze, fiindcă ei se pot ajuta pe ei, pe copiilor, pe părinți, în familie, fiecare poate să beneficieze de acest lucru. Și poate, cine știe, mai devreme sau mai târziu, o să apară și o carte cu interviu cu Titiana Popa. Ar fi extraordinar. A fost o reală bucurie, sincer. Și sper să ne revedem. Titiana, mai rămâi în țară, din câte am înțeles. Da, mai rămân în țară până la începutul lunii august, fiindcă avem acest seminar. O să plecăm și la Dublin. După, pe 24 o să fim în Dublin, 24 iunie. La românii? Românii care vă așteaptă, românii de acolo. Și în iulie vom fi în Spania. Minunat. Deci mai este... Să fiți sănătoși. Iulie, altă poveste. Să duceți mesajul de vindecare la toți românii. Să dea Dumnezeu care vă așteaptă pretutindeni. Fiindcă, într-adevăr, suportul divin s-a simțit peste tot. Și la Paris, și la Londra, și la Viena. Dumnezeu ne-a însoțit și ne-a scos în față oameni care s-au ocupat și cu atâta dăruire și atâta dragoste au făcut acest lucru, în care noi pur și simplu a trebuit doar să ne prezentăm și să împărtășim cu ei cunoașterea noastră. A fost extraordinar și le mulțumesc pe această cale pentru tot efortul depus, fiindcă este un mare efort să organizezi o întâlnire cu 200 de oameni. Mulțumesc tare mult! Vă îmbrățișez! Pe curând! E o mare responsabilitate! Cam atât pentru astăzi, doamnelor, domnilor, ați fost la Intervievista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Pe curând! Zunivers Podcasts.